din România. Într-adevăr, în anul 2018, în măsura în care erau prevăzute fonduri pentru acordarea acestor sporuri, s-ar fi putut acorda. Nu au fost prevăzute fonduri în bugetul local în anul 2018, deci nu s-au putut acorda aceste sporuri. În luna decembrie acelui an, printr-o ordonanță de urgență, și îmi cer scuze că îmi scapă, 114, da? S-a reglementat faptul că începând cu luna ianuarie 2019, pentru personalul care nu avea în plată în luna decembrie cuprinse aceste sporuri, acest spor nu se va mai acorda. Deci, într-o concluzie, la Ploiești, pentru faptul că nu au existat fonduri pentru acordarea acestor sporuri în anul 2018, nu s-au mai acordat în baza legii, mă rog, ordonanței 114. Practic, aceste drepturi sunt câștigate numai în instanță. Da, asta e altă problemă. Și ce se întâmplă în cazul celor care câștigă în instanță? Sunt puse în aplicare sentințele judecătorilor.